Pentru că încă ați rămas în casa Domnului, spunem slăvit să fie Domnul. Amin. Și bunul Dumnezeu să se îndure de noi. Mă bucur de asemenea că vreți să colaborăm și rugăm Domnului să colaboreze și El cu noi și să ne dea lumină. Eu, de exemplu, nu am abilități de evanghelist prea bune. Dacă mă pui să deschid un subiect cu cineva din afară, în vederea convertirii, sunt foarte stângaci. Dar, în schimb, mi se întâmplă că dacă cineva mă întreabă ceva și dacă n-am știut, adesea îmi dă Domnul atunci un răspuns. De aceea, cu smerenie, stau în fața dumneavoastră și spun că răspunsurile, vorba lui Iosif, tâlmăcirile sunt a lui Dumnezeu. Văd că v-am stârnit puțin pe unul dintre voi cu provocarea mea, dacă pot fi relații între un băiat și o fată fără implicări sentimentale. Și le-am spus să-mi aducă voi verset și unii spun să le dau eu verset, că nu-i voie. Așa, bine, dragii mei. Citesc integral. Spuneți-mi un verset prin care să demonstrați că nu poate să fie amiciție sau prietenie într-un băiat și o fată. Motivul că orice prietenie implică sentimente, de aceea nu este bine să avem genul acestei relații, nu este valabil, viabil, pentru că Dumnezeu ne cheamă să avem relații cu oamenii și orice relație implică sentimente. Bine, hai să te lămuresc. Deci tu spui că trebuie să avem relații cu toți oamenii. Ce-ți permiți tu cu fata? Și spui că nu implică sentimente, îți poți permite și cu nevasta lui vecinul. Că trebuie să ai relații cu vecinii, nu? Îți poți permite cu orice fată din adunare să o suni la orice oră sau cu orice soție căsătorită. Să o suni așa, duminica la amiază după ce ai mâncat, ce faci, soră? Că trebuie să ai relații, nu? Trăiți în pace cu toți oamenii. Deci să nu confundăm genul de relații generale, să nu confundăm sărămâna cu sărătatul pe mână. Mai sus sau mai jos. Dragii mei, v-am citat din Proverbe 6. Nu poate umbla nimeni pe cărbune aprinși fără să se aprindă picioare. Deci așa suntem creați. Apoi, mai mult decât atât, e vorba de imaginea publică. Oamenii te văd. Nu știu cum se obișnuiește în zona dumneavoastră, unele zone sunt așa numiți domnișori de onoare. Eu le spun de ocară. Odată au venit și la noi, n-am știut să preavizăm, am așteptat în hol, am luat certificatul de la miri și mă duc la următoarea perechi, zic, actele. Ce? Zic, uite, acte, cum au ăștia aici. Zice, nu, noi n-avem, azi le-ați depus, dar încă nu vi le-ai eliberat, probabil. Zice, nu, nu. Atunci, de ce să te plimbi tu de brasă, de filezi în față la 1000 de oameni, ca să spună bietele surori care n-au ceva de făcut, cred că următoarea nuntă sunt ăștia. Și apoi stând 4 ore la masă și mâncând, unul lângă altul, stând și povestind și iar mergând de brață. Auziți, bătrânii aveau o vorbă. Nimeni nu a văzut câine flămând să doarmă lângă bucata de carne. Mai flămând ca un băiat neînsurat nu este. Și carne mai bună la gust decât o fată nu este. Crezi că alătra la stele? Ori a fi foame. Nu fiți visători, măi. E greșit să vorbești cu băieți, fete pe internet dacă ei sunt frați în Domnul. Ce să vorbești? Vorbești cu fete. Vorbim, dacă e vorba să ne organizăm, să facem o lucrare. Dar trimițând repetat versete din cele mai sfinte la același băiat. Am citit despre o fată care a refuzat un băiat.
Și el a trimis câteva sute de scrisori. Și ea s-a maritat cu poștașul. Aceștia suntem noi oamenii. Și mai este ceva, și am încheiat acest răspuns. Păstrând o relație cu titlul de amiciție, chiar dacă printr-o minune voi sunteți excepție, în timpul acela, tu nu poți să slujești liber lui Dumnezeu și tinerețea este o slujire fără piedici. Fii liber. Nu fii legat la mâini când slujești. Fii disponibil. Ca să nu mai spun că e nevoie și să afli voia lui Dumnezeu. Și adesea Dumnezeu, chiar dacă ar fi să-L întrebăm, vorbim de un mediu penticostal, Dumnezeu răspunde în funcție de inclinațiile noastre, de starea noastră spirituală. Sunt mai mulți coeficienți care se iau în calcul. Nu avem de face în mod absolut doar cu voia lui Dumnezeu, independent de starea și de relațiile noastre.